Antifoanele. Ele se cheamă antifoane pentru că presupune cântarea la două străni, știți? De asta se poartă numele ăsta. După ecfonisul că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, urmează antifoanele. Acestea sunt în număr de trei și au ecfonisele. Ca ta este stăpânirea, că bun și iubitor de oameni și că sfânt ești Dumnezeu nostru. Primul antifon este de obicei binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Psalmul 102. Antifonul al doilea este laudă sufletul meu pe Domnul. Aici spune și Psalmul 145, știți? Dar noi nu cântăm. La noi, în tradiția noastră, se cântă doar direct unul născut. Iar al treia antifon este alcătuit din fericiri. La sfârșitul primului antifon se cântă stihul pentru rugăciunile născătoare, în ziua Mântuitorului, mântuiește-ne pe noi. Astea în cazul sărbătorilor, da? Sau praznicilor împărătești, vedem că antifoanele astea binecuvintează sufletul meu pe Domnul și al doilea antifon se înlocuiesc cu pentru rugăciune sau mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu. Da. După acest antifon urmează imnul Unule Născut. La sfârșitul antifonului al treilea se cântă troparul învierii. Dacă avem sărbătoare împărătească, se cântă troparul sărbătorii. Așa. Aici nu are rost ca să țin de tipic. În timpurile mai vechi, împreună cu psalmii se citeau și profețiile. Dintre psalmii cântați, prioritatea au psalmii mesianici, care vestesc venirea și prezența lui Hristos în lume, nu doar întruparea, ci și învățătura și întreaga lui lucrare între oameni. Aceștia parcă ne transmit, iată-L pe Domnul. Și peste puțin timp, El apare cu Evanghelia, ținută de preot la înălțimea feței, reprezentând vohodul mic. Antifoanele cu psalmii și profețiile se referă la timpul de dinainte de apariția Sfântului Ioan Botezător la râul Iordan, înainte de aprinderea făcliei. Atunci lumea avea nevoie de profeții, dar după ce a apărut, s-a făcut văzut Mesia cel prezis, Domnul Iisus Hristos, descoperit de Sfântul Ioan Botezătorul, iată Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Copilul care ține lumânarea aprinsă la vohod și merge înaintea preotului care poartă Evanghelia, preînchipuie pe Sfântul Ioan înainte mergătorul, care cu făclia lui face cunoscută prezența lui Hristos în lume, ca mântuitor și izbăvitor. Este ca și cum ne-ar spune, iată Domnul, iată Hristos, iată Mântuitorul, aplecați-vă capetele și faceți cruce. Primiți-l în inimile voastre, căci El este Cel ce ridică păcatele lumii. Sfânta Jertfă se regăsește Tata, în psalm. O secundă. tata, Sfânta Jertfă se regăsește în psalmi, imnuri și cântări duhovnicești. La aceste cântări psalmodiate de dascăli participă și sufletul nostru și de multe ori reținut și glasul nostru. Sfântul Ioan Gură de Aur sugerează cum trebuie să se cânte în biserică. De fiecare dată când psalmodiem, ca să atragem harul lui Dumnezeu, nu este indispensabil și absolut necesar ca melodia să fie conformă cu regulile muzicale, am zice cu regulile muzicii bizantine. Este necesară armonia, psalmodierea dulce și ceea ce este peste toate, inima zdrobită și smerită, astfel încât psalmodia să se identifice, să devină una cu cântările și doxologiile îngerești. Iar dacă cel care cântă este tânăr sau bătrân, cu voce necultivată sau neștiutor în ale ritmului, aceasta nu este păcat. Ceea ce se cere la Sfânta Jertfă este altceva. Sufletul să fie în stare de priveghere, mintea să nu doarmă, ci să fie plină de lumină dumnezeiască. Inima să se înfioare de evlavie, mintea să se întărească, iar conștiința să fie curată și fără vină. Dacă din toate acestea se distinge omul interior, puțină importanță are cântarea nereușită, falsă sau tunătoare. La liturgia ortodoxă nu ne bazăm și nu avem instrumente muzicale cum au ceilalți. Tot Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune cauza. Omul însuși, creștinul credincios care slujește după dreptate, este instrument dumnezeiesc,
care dacă își păstrează sufletul nevinovat, curat și neîntinat, atunci este pregătit să preamărească numele lui Dumnezeu. Imnele sfinte și cântările de priveghere, spune același părinte, nasc evlavia sufletului, conștiința sănătoasă, pe care Dumnezeu le primește în împărăția cerurilor. Paranteza aceasta cu atitudinea ortodoxă a Sfântului Ioan Gură de Aur era indispensabilă, pentru că Sfânta Jertfă se săvârșește cu imne și psalmi. Am arătat care trebuie să fie poziția noastră corectă față de cântare, adică acordăm prioritate inimii și apoi gurii și corzilor vocale. Aceasta înseamnă că nimeni nu poate să renunțe la Sfânta Liturghie motivând că preotul sau dascălul nu cântă bine. Primul antifon este binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntru meu numele cel sfânt al Lui. Domnul este îndurător și milos, îndelung rădător și mult milostiv. Versetul acesta constituie chintesența minunată a întregului psalm 102. Este un psalm special, doxologia cea mai strălucită a îndurării și milostivirii lui Dumnezeu. Sufletul este emoționat înaintea oceanului milei divine, a iubirii lui de oameni nemărginite și a îndelungii lui răbdări. Psalmul se cântă în întregime la mănăstirile din Sfântul Munte, ca și la bisericile din lume când se face priveghere, ca să vieze inimile noastre și să se plece cu recunoștință, mărindu-L pe Dumnezeu. Pe El îl binecuvintează în veci, îl preamăresc, îl slăvesc și îi mulțumesc toate puterile și însușirile sufletului, toată mintea și inima sensibilă, întreaga ființă. Și cum am putea să nu-L preamărim și să nu-I mulțumim când ziua și noaptea ne veghează, ne așteaptă cu brațele deschise și ne dăruiește raiul, cerul, lumina și veșnicia. Ne dă binefaceri și ne iartă continuu, pentru că nu trece clipă fără să păcătuim. Iertarea este de așa natură, încât sufletul nostru nu rămâne în sufletul nostru nu rămâne urmă de vină sau umbră de păcat. Deci psalmii se cântă sau în întregime, sau doar anumite stihuri care vestesc întruparea Logosului Divin, în timp ce formulele ce se repetă cu mijlocirile născătoare Dumnezeu mântuiește-ne pe noi Fiul Dumnezeu și unul născut arată că faptul s-a întâmplat. Dumnezeu s-a făcut om și îl întâlnim la vohodul mic, atunci când vohodul mic este cel moment în care preotul iese cu Sfânta Evanghelie, prin Evanghelie. Și țineți aici foarte important, față către față, pe acela pe care îl slujim, îi ne închinăm și îl primim ca trup și sânge. Unul e născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce ești fără de moarte, și ai primit pentru mântuirea noastră te întrupa din Sfânta Născătoare Dumnezeu și pură Fecioara Maria, care ne schimba te-ai întrupa și răstignindu-te Hristoase Dumnezeule cu moartea pre moarte ai călcat. Unul fiind din Sfânta Trăime împreună mărit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne pe noi. Acest tropar a fost compus de împăratul Justinian, ca să fie cântat în ctitoria sa, Biserica Sfânta Sofia din Constantinopol. Este un tropar cristologic care cuprinde în rezumat 6 articole din simbolul de credință. De fapt, în anii de început ai creștinismului avea acest rol. Sfântul Nicolae Cabasila ne spune că prin acest imn Dumnezeu preia lupta oamenilor împotriva răului pentru că este om desăvârșit și biruiește păcatul, fiind lipsit de pătimire, dar și Dumnezeu. Prin acest mod, firea omenească este zbăvită de rușine și încoronată cu cununa biruinței, pentru că păcatul a căzut. Așa. Cu cât înaintăm, cu atât pare mai interesant.